dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Cel care va câștiga la congresul din toamnă funcția de președinte al partidului trebuie să fie și candidatul partidului la prezidențiale. Știu că Ludovic Orban, spre exemplu, a spus acest lucru în urmă cu ceva timp, că își dorește, da, ia în calcul și o candidatură la prezidențiale dacă va fi confirmat în fruntea Partidului Național Liberal. Este mult până când ajungem la prezidențiale. Mai sunt 3 ani și jumătate. Se întâmplă multe în politică. Sunt convins că sunt mai mulți colegi care își doresc să candideze pentru funcția de președinte al României, dar avem un președinte încă 3 ani și jumătate, adică foarte mult timp. Nu cred că în momentul de față trebuie să ne gândim cine va candida. Avem timp destul. Până atunci avem competiția internă, până atunci trebuie să guvernăm România. Sunt multe probleme, multe necunoscute. Se va discuta la timpul respectiv, iar hotărârea o va lua partidul. Deci printr-un vot se va face acest lucru în Consiliul Național sau în Congres, depinde cum vom stabili. De principiu în Consiliul Național se va întâmpla acest lucru. Dar 3 ani încă sunt mulți, 3 ani jumate sunt mulți. Da, dumneavoastră personal îl vedeți pe Ludovic Orban candidat la președinție? La președinția României. De ce nu l-aș vedea? Dar încă o dată vă spun, probabil a fost o discuție așa de principiu, tot ceva de genul ăsta. A fost întrebat Ludovic dacă ar candida. Probabil a spus că și-ar dori să candideze, dar până atunci mai este. În 3 ani și jumătate poate să apară altcineva sau poate să nu-și dorească Ludovic Orban la un moment dat acest lucru. Depinde. Se schimbă multe. Ați văzut că în politică se schimbă foarte multe în timp relativ scurt.